Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la Observatorul Local Antena 1, Pitești. Au fost momente cumplite pentru o femeie din comuna Uda care și-a lăsat pentru câteva clipe copiii singuri, iar când a ajuns acasă, i-a găsit morți. Micuții s-au intoxicat cu monoxid de carbon și nimeni nu a mai putut face nimic să-i salveze. Sunt imagini de coșmar într-o gospodărie din comuna Uda. Mai multe lucruri au luat foc în casă, iar fumul a fost inhalat de cei doi copii, de 2 și respectiv 4 ani, care au rămas singuri în locuință în timp ce mama lor s-a dus în sat să cumpere lapte. Când a venit, femeia și-a dat seama de tragedie și disperată a început să țipe după ajutor. De la ce a luat foc? De la sobă, cred că a umblat și a tras puțin jar, eu nu știu. Erau singuri copiii acasă? Da, singuri, că n-aveam cu cine să-i lasă. Fiecare seară mă duceam și le luam lapte, mama n-a venit la lapte. O mare tragedie. La băiatul cel mic care a murit? Da, cel mic. Amândoi au murit. Nu, dar la băiatul cel mic, la băiatul cel mic. Da, da. Și acum o să ajutați la mormântare? Și acum, din nefericire, trebuie să ajutăm la mormântare. Ați fost înăuntru? Cum arată casa? Ca după incendiu, mă dau seama. Mult fum, mizerie, necaz mare. Imediat, vecinii, dar și autoritățile au sărit să-i ajute pe oameni. I-am resuscitat primele măsuri de prim ajutor, dar fără rezultat. Au venit și domnii de la Smurt și tot așa au pus radiogramă pe aici. Zero, n-aveau nicio semn vital. Primii sosiți la fața locului au fost polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Poiana Lacului. Aceștia au început manevre de resuscitare până la venirea salvatorilor. Totodată ei s-au asigurat că femeia care era în stare văită de șoc nu recurge la vreun gest necugetat. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru cei doi copii care au fost transportați la serviciul de medicină legală din Pitești. Poliția a deschis o anchetă. Femeia mai are încă 4 copii din relații anterioare, dar niciunul dintre aceștia nu locuiește cu ea. Angajații unui hotel din centrul municipiului Câmpul Lung au trecut prin clipe de groază după ce au descoperit într-o cameră cadavrul unui bărbat. Din cauza unor probleme mai vechi, bărbatul a decis să încheie socotelele cu viața și a lăsat mai multe bilete în care a vorbit despre decizia sa. Descoperire macabră, marți dimineața, făcută într-un hotel din centrul Câmpulungului. Angajații societății de turism au simțit un puternic miros în timp ce făceau curățenie, au forțat ușa și au făcut descoperirea, un bărbat care zăcea inert. Directorul unei societăți de pază și protecție a apelat serviciul de urgență 112, iar la fața locului s-au deplasat un echipaj de poliție de la judiciar și o ambulanță. Din primele cercetări efectuate la fața locului s-a stabilit că este vorba despre un bărbat de 74 de ani din comuna Dragoslavele, care se pare că era decedat de mai bine de 2 zile. Sinucigașul era un cunoscut al personalului hotelier. Ultima dată a fost văzut în viață duminică seara. În camera de hotel au fost găsite mai multe bilete scrise de bărbat, din care reiese că nu a mai suportat situația în care se afla, din cauza unor probleme mai vechi cu care se confrunta. Am simțit cu toții că în ultimele săptămâni temperaturile au scăzut dramatic, mai ales dimineața și seara. Această schimbare a vremii a determinat pe reprezentanții societății Termocalor Confort să ia măsuri. Concret, s-a pornit furnizarea agentului termic către locuitorii din Pitești. Chiar și așa sunt încă proprietari unde singura sursă de căldură o reprezintă hainele groase. Inițial s-a discutat faptul ca agentul termic să fie distribuit în apartamentele din Pitești undeva la jumătatea lunii octombrie. Situația s-a schimbat însă din cauza temperaturilor din ce în ce mai scăzute. Astfel, de la sfârșitul săptămânii trecute, peste 90% dintre apartamentele racordate la sistemul public de încălzire beneficiază de căldură. Începând cu data de 6 octombrie, Termocalor Confort a început să furnizeze agent termic piteștenilor pentru încălzirea locuințelor. S-a început furnizarea agentului termic pentru întreaga raza municipiului Pitești cu cele 57 de centrale termice pe care Termocalor Confort le are la dispoziție. În momentul de față se furnizează la peste 90% din blocurile racordate la sistemul centralizat. Deși pe timpul nopții temperaturile se apropie chiar și de pragul de 0 grade Celsius, sunt câteva mii de apartamente care nu sunt încălzite. Reprezentanții Termocalor Confort spun că vina aparține președinților asociațiilor de proprietari. Aceștia iau decizia de a nu furniza agentul termic către locuințele care fac parte din asociațiile respective. Este această diferență care de blocuri care nu au dorit să-și deschide vanele pentru furnizarea agentului termic. Este o decizie pe care conducerea asociațiilor de proprietari a luat-o, dar noi sperăm că în zilele următoare vor înțelege că
cetățenii branșați la sistemul centralizat în acele apartamente nu trebuie să stea în căldură, în frig, nu trebuie să sufere de căldură. Proprietarii apartamentelor unde nu s-a furnizat încă agentul termic sunt nemulțumiți de această situație și au reclamat neregula la sediul instituției. Avem reclamații primite telefonic la dispeceratul societății. Noi facem apel către președinția asociației de a respecta prevederile legii 230 în colaborare cu articolul 25 aliniatul 3, care prevede că hotărârile de maximă importanță se iau la nivel de majoritate, majoritate constituită printr-un tabel nominal cu semnături. Cetățenii care în momentul de față nu au agent termic în locuințe au dreptul de a merge, de a face un tabel nominal, de a lua semnături de pe scara respectivă în care locuiesc sau blocul respectiv și de a lumâna președintelui asociației ca acesta din urmă să înțeleagă că înainte de toate trebuie să respecte prevederile legii. Tot reprezentanții societății furnizoare de agent termic îi asigură pe oameni că prețul la gigacalorie nu se va mări, chiar dacă prețul gazelor va crește cel mai probabil de la 1 noiembrie. Ar trebui să ne salveze viețile atunci când sunt solicitate, dar au ajuns să reprezinte un pericol atât pentru pacienți cât și pentru cei care le folosesc zilnic. Este vorba despre ambulanțele din Argeș care nu mai corespund cerințelor. Multe dintre acestea ar fi trebuit retrase de pe drum de mulți ani, în timp ce altele au ajuns să ruleze cu mai bine de 1 milion de kilometri la bord. Și situația nu pare să se schimbe nici în viitorul apropiat. Situația ambulanțelor din Argeș este una mai veche. Din peste 60 de mașini destinate transportului pacienților, 60% reprezintă un adevărat pericol. În mod normal, după 4-5 ani de folosință, o ambulanță trebuie scoasă din uz. În schimb, în Argeș sunt folosite autovehicule care au atins borna de 1 milion de kilometri la bord. Este vorba în genere de un parc învechit, cu ambulanțe care depășesc 8 ani de funcționare și 900.000, 1 milion de kilometri, care presupun costuri mari pentru reparații și care eminamente trebuie înlocuite. Serviciul de ambulanță Argeș are 63 de unități de intervenție active, pentru urgență, deci, dedicate. Cred că undeva la 60% sunt deja, așa cum vi le-am descris. Cu toate că serviciul de ambulanță Argeș a primit de curând câteva mașini, nici acestea nu sunt într-o condiție foarte bună. Au deja o vechime de câțiva ani. Că ultimele sosite în parc au deja o vechime de 3 ani și în jur de 350.000 de kilometri. Și întreținerea acestor mașini reprezintă costuri ridicate pentru instituție, ca să nu mai spunem că de cele mai multe ori este nevoie de intervenția unor servisuri autorizate pentru reparația ambulanțelor. Din păcate, nu putem noi, prin resursele proprii, să rezolvăm partea de servis. În consecință, apelăm la servicii de servisare autorizate. În fiecare zi, 20% din parc, prin rotație, trec prin servis. Deci, practic, este imobilizată. Nu avem resursa necesară pentru a putea face față solicitărilor. Conducerea serviciului de ambulanță Argeș așteaptă ca autoritățile să rezolve problema achiziției de noi ambulanțe, iar parcul din Argeș să fie reînnoit în cel mai scurt timp. Ce poate fi mai gustos decât o legumă din propria gospodărie sau un fruct proaspăt cules? Și stați că nu am terminat! Dar ce ziceți de o brânză făcută din laptele proaspăt al animalelor crescute de dumneavoastră? Ei bine, cei care expun astfel de produse în piața Vasile Mile au fost răsplătiți pentru munca lor. Zeci de comercianți cu produse tradiționale române sunt prezenți în aceste zile în Pitești pentru a-și expune bunătățile. De la preparate din carne și brânzeturi până la fructe și legume, toate pot fi achiziționate de cei care doresc să guste dintr-un produs autohton. Și pentru că efortul de a prezenta oamenilor produse de calitate nu este unul mic, comercianții au fost răsplătiți de către Direcția pentru Agricultura Argeș. Sunt foarte bucuroși și aprecierea, indiferent sub ce formă, că este cu o diplomă, că este cu o mulțumire sau cu faptul că vin și se cumpără produsele lor, i-a motivat, ei au mici exploatații, nu produc industrial și faptul că în viitor speră să fie recunoscut și să le crească această activitate, să le sporească veniturile, îi determină să vină și să participe pentru a face această campanie de promovare. Cu toate că prețul unor astfel de produse este ceva mai mare decât al celor care se comercializează în supermarket, calitatea lor poate reprezenta un avantaj. Sunt un pic mai scumpe, dar categoric faptul că sunt produse
autohtone și sunt produse naturale, determină și prezintă siguranța acestei valorificări cu un preț puțin mai ridicat. De ce trebuie să cumpărăm un produs tradițional și nu unul contrafăcut, ca să-i spunem așa? Pentru sănătate. Pentru sănătate. Dacă luăm euri crescute cu chimicale, vă dați seama că ne îmbolnăvim. Decizia conducerii Direcției pentru Agricultura Argeș de a-i premia pe producătorii români a venit în contextul în care, la 10 octombrie, este sărbătorită Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești. Doamnelor, domnilor, vă invit acum să urmărim împreună știrile din sport. CS Mioveni a urcat pe locul 5 în clasament după ce a câștigat ieri disputa cu ASEA Târgu Mureș. Golurile argeșenilor au fost reușite de Gugu și Florescu. Prima repriză a confruntării dintre CS Mioveni și ASEA Târgu Mureș a fost una extrem de alertă, în care cele două echipe și-au creat destule ocazii. Argeșenii au fost mai insistenți, au presat mai mult adversarul, însă contrar cursului jocului, oaspeții au deschis scorul prin Lico în minutul 25, după o respingere defectuoasă a portarului Croitoru. CS Mioveni a restabilit egalitatea peste 8 minute prin fundașul central Gugu. Andor a executat un corner, mingea a fost deviată de negoiță, iar din fața porții mingea a fost reluată în plasă cu Sede de apărătorul originar din Craiova. Cele două echipe au rămas conectate la miza jocului și în cel de-al doilea mitan, însă doar una a mai înscris până la finalul confruntării. Era minutul 87 și mijlocașul Florescu a reluat surprinzător în fața porții apărate de Moga, la o fază care nu anunța mare lucru. Miovenul s-a impus astfel cu 2-1 în fața celor de la ASEA Târgu Mureș. În ultima partidă a rundei cu numărul 11, argeșenii urcă pe locul 5 al ierarhiei, având 20 de puncte acumulate. Am întâlnit o echipă foarte grea astăzi, jucători foarte buni, tineri, care știu foarte bine jocul, dar cum le-am spus și eu echipei mele, dacă suntem concentrați și suntem cu determinare, putem să ne batem cu orice echipă. Acum să vedem ce se va întâmpla, pentru că s-a acumulat și o oboseală și să vedem cum putem să recuperăm jucătorii pentru sâmbătă. CS Mioveni este campioana turului în Liga Națională de Tenis de Masă. Argeșenii au obținut 7 victorii din tot atâtea partide disputate la Buzău, în cadrul turului Superligii Masculine. Ionuț Seni, Alexandru Cazacu și Rare Șipoș au câștigat ultimele două partide, 5-0 cu Electrica Sfântul Gheorghe și 5-2 cu CS Pristavu Câmpulung, echipă cu care anul trecut au jucat și în fața căreia au câștigat finala campionatului, asta după ce în primele 5 partide au trecut lejer de adversari. La finalul turului, CS Mioveni a condus în clasament cu 7 victorii, astfel, după calificarea în turul 2 al Cupei ETU, Seni, Cazacu și Șipoș au arătat că sunt în formă maximă, având prima șansă să se califice în faza superioară. Doamnelor, domnilor, acesta a fost observatorul local de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați că și mâine vă aștept cu informații noi la aceeași oră. Rămâneți cu bine!